Bună tuturor și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Așa cum vedeți și din titlu, am devenit reprezentant la Oriflame și o să vă povestesc puțin cum se face aici. O să vă arăt și ce am primit pentru că a trebuit să cumpăr un kit. M-am înscris cu ajutorul unei alte fete care deja este, nu știu exact cum, consultant, director, nu știu exact cum. Deci e o treaptă mai sus, ea mi-a făcut înscrierea și mi s-a spus că la început trebuie să cumpăr un kit pe care erau 3 tipuri de kituri, două de 20 de euro și unul de 40 de euro. Eu l-am ales pe cel de 40 de euro. Ce vrea să fie? Și să vedem ce ne-a venit. Mi-a venit un pachet, Sara, ia tu pachetul, mami. Acesta este pachetul. E mai mare, e mare, dar nu e foarte, foarte greu. Adu-mi, te rog, o de acolo. O foastă, cred. Da. O să-l deschidem să vedem ce e în el și... Eu. Cum pe aici? Invert, mamă. Ia, uite, încep de aici. În mod normal ar trebui să-mi vină și cataloage din campania aceasta. Eu vreau să-mi văd cataloage. Dar să vedem. Deci, pachetul se prezintă așa. Dar să vi-l arăt. Așa. Deci, așa vine. Avem asta. O foaie. Avem aici kitul. Kitul. Care vine într-o altă cutie așa albă. După aceea este factura, asta nu trebuie arătată. Și aici avem cataloage, avem, ia, dă cutia jos de pe picioarele mele. Da, e chiar din campania care este acum în desfășurare, mi s-au dat 4 cataloage. Așa vin. Și ia, uite, e de ofertă crema pentru mâini și corp, aceasta este, la 5 euro. Asta cu siguranță o să vreau și eu. Așa, haideți să vedem ce vine în kit. O să pun eu catalogele acolo. Deci kitul nu are foarte, foarte multe lucruri. Să vi-l arăt un pic. Mai cam așa vine. Și are, în primul rând, parfumul Giordani Gold în varianta mare. Stai un pic, mami. În varianta de 50 de mililitri. Încă nu o să-l desfac, că nu știu sigur dacă o să-l țin eu sau nu. Nu eram așa mare fan. Mai are un rimel. Așa e. Aici, mami, unde e rotundul? Acolo. Rimelul cu siguranță o să-l desfac, că nu mai am și am nevoie de un rimel. Da. Este Wonderlash XXL Mascara 5 în 1. Asta chiar îmi plăcea. Așa, mai avem... Aici e o punguță în care probabil sunt tot felul de monstre, o să o desfacem imediat. Mai avem cutiuța cu minuni. Ce minuni? Așa îi se spune. E o cutiuță care poate fi folosită ca și balsam de buze, de mâini, de toate cele. Aceasta, varianta roz, o am și eu. Și mai am aici, ăsta cred că ăsta e, să vedem ce e ăsta. Un gel, un cleaner, un cleansing gel, Supreme Cleansing Gel. Ăsta o să-l folosesc. L-am mai avut mai de mult până să fiu reprezentată, luasem și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Aceasta este, în plus, are pompiță. Pompiță. Da. Deci pompiță. Și acum haideți să vedem ce anume avem în pliculețul acesta. Yeah. Vreau să-l văd imediat. Mă rog, pliculez, nu, e o punguță. O punguță? Da. Deci, avem... Avem foarte multe... Șervețele. Nu, mami, nu sunt șervețele, sunt monstre. Monstre sau monstre. Deci avem, stai un pic, stai un pic. Avem și mostră de cleaner din acesta. Aceasta. După aceea avem un Serum Boost Foundation, ăsta e un fond de ten, cred că, în nuanța beige warm. Nu știu dacă o să potrivească mie nuanța. Stai. Așa.
Mai avem aici o cremă de zi. După aia mai avem o cremă de pentru conturul ochilor. Cu siguranță o să le folosesc ca să-mi fac un ser. Îi spune Winky Power Serum. Acesta este. Winky Power Serum. Tot o cremă de față de zi cu un SPF de 20. Mai avem o cremă de noapte. Advanced Brightening Night Cream. Tot o cremă de noapte în altă variantă, de aceasta de la Winky Power Night Cream. Tot un fond de ten în nuanța Ivory Cool. Cel de la Giordani, probabil este. Da, ăsta este o pentru bărbați. Un Intense Anti-Aging Face Gel Lotion. Și mai avem un Advanced Brightening Multi-Action Essence. Un fel de, probabil, de ser. Și mai avem câteva mostre din parfum. Ah, și avem și de ruj, cred că. Da, avem ruj. Haideți să le vedem cele de parfum. Este eclatul de bărbați. Mai avem posez, cum îi spune la acesta, tot de bărbați. Posez. Avem Amber Elixir Mystery. Lasă-mă pe wow, mine. Ăsta vreau să-l miros. Ăsta îl avem noi pe... Ăsta e posez. Asta e. Ăla cred că e de femei. Uai, ce frumos miroase ăsta. Ia. Nu că ai mirosit tu prea mult acum, nu? N-am mirosit nimic. Așa. Ăsta e... Ăsta e cel de femei, da. Giordani. Giordani, dar e varianta de bărbați, da, Aqua. Mister Giordani Aqua. Mai avem pe... All or Nothing. Acesta, AN. Mai avem Fever Together. Ah, ăsta l-am avut. Ăsta l-am avut și îmi place foarte mult cum miroase. So Fever Together. Her. Foarte, foarte fain miroase. Și mai avem un Amber Elixir. Varianta normală. Iar la variantele de ruj mai avem rujile. Lipstick. Nu știu acestea cum o să fie, pentru că probabil sunt asta e culoarea asta. În unde e rotundul, mami? Acolo. Așa. Eu o să vă zic numerele de pe ele și apoi o să vedem, că nu știu exact. Wow, ce frumoasă culoare. E un roșu foarte închis. 859. Un roșu puțin mai deschis. Nuanța 858. Ăsta e un bordeaux, un roșcat închis. Nuanța 861. Aia nu văd ce culoare e. Un mov. Asta e un movaliu, așa ceva în genul. Asta e un roz. 6-2. Și ăla e un roz. Și mai avem pe ultimul. În nuanța 855, rozul acesta. Foarte frumos e rozul acesta. Iar acela e un roșu roz. Mai frumos. Deja Sara a învățat cum să arate mai. Da, face așa. Un 857. Deci uite cum trebuie să faci așa. Da, așa trebuie să faci. Haideți să desfacem. Deci ăsta l-am desfăcut, vi l-am arătat. Ah, da, eventual. Ia să-l mirosim. Hai să-l mirosim. El e ca un gel, dar nu mai stau cu spatele, mami, că nu vedem nimic. Miroase normal, miroase acurat. E ca un gel așa, cu pompiță, foarte, foarte fain. Acum asta o desfacem. Hai, desfăc. V-am zis, eu le-am mai avut pentru că făceam comenzi la Oriflame. Deci, are și mami un roz. Da. Ăsta e așa. Am și eu unul din acesta. Ăsta e așa. O cutiuță cu minuni. Deși singurul inconvenient la asta e că trebuie să bagi degetul ca să iei produs. Mie nu. Da. Chiar nu mă place chestia asta. E. Și mai avem rimelul. Parfumul nu o să-l desfac pentru că
știu cum miroase Giordanii și nu știu, poate reușesc să-l vând, poate... Eu nu știu cum miroase Giordanii. Asta știu că l-am mai avut și îmi plăcea foarte mult periuța. Da. Are perii de silicon, pune tot așa mânuța. Are perii de silicon. Are... Stai, mami. Periuța e puțin curbată, dacă vedeți voi acolo. Mie chiar mi-a plăcut, eu l-aveam și în țară, primele variantele care apăruseră, chiar îmi plăceau foarte, foarte mult. Și bine că mi l-au dat, că aveam nevoie, v-am zis că mi s-a terminat trimelul care l-aveam. Da, și cam astea sunt, să zicem, kitul de început. Chiar sunt foarte curioasă ce fel de produse au, ce fel de prețuri... Și, nu știu, probabil că o să fac un video și cu prima comandă pe care o să o fac. Asta a fost, mă rog, am putea să zicem prima comandă, dar trebuia cumpărat, pentru a se activa contul, trebuia cumpărat acest kit de... kit pentru început. Acum o să vedem cum o să fie. Și vreau să vă zic că eu am plătit ramburs. Atunci când mi-a ajuns coletul, a trebuit să plătesc. Nu știu cum o să fie cu celelalte comenzi. Știu că în țară se plătea după 2 săptămâni după ce ți-a ajungea pachetul sau ceva în genul, dar nu știu aici să vă zic cum fac ei. O să vă țin la curent, probabil când o să fac un video, un unboxing cu ce produse mi-am comandat. Vedem ce produse avem. Bun, sper că v-a plăcut acest video. E puțin mai scurt. Da. Și să-mi spuneți voi dacă folosiți produse de la Oriflame, ce anume vă place, ce vi se pare interesant sau ce anume ați vrea să vedeți într-un video. Nu știu, dacă vreți să vedeți ceva anume, să încercăm ceva produse, mă gândesc, din catalog. Bine, că na, cam toată lumea probabil că a încercat produse Oriflame, dar mi-ar plăcea să încercăm câteva produse, să și filmez și să documentăm aici așa video despre produsele de la Oriflame. Eu vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest video și ne vedem la următorul. Vă pup! Pa, pa! Pa!